Vă salut, prieteni! În episodul de astăzi încercăm să rescriem istoria stelei din 1989, mai precis vom încerca să câștigăm finala Cupei Campionilor pe care roșialbaștri au disputat-o contra unui AC Milan fenomenal. Da, ai ghicit, este vorba de același patch folosit în experimentul cu Dinamo pe care, dacă n-ai apucat să-l vezi, îl găsești în descriere. Nu uita să te abonezi dacă ești pentru prima oară aici pentru a nu pierde clipurile viitoare. Până să intrăm în pâine, hai să rememorăm puțin parcursul pe care cele două echipe l-au avut până în ultimul act al Cupei Campionilor Europeni. Începem cu ai noștri care au cam defilat până în finală. Steaua a trecut de Sparta Praga 7-3 la general, apoi au întâlnit Spartak Moscova, de care au trecut cu 5-1 la general. În sferturi au jucat cu Göteborg, pe care i-au învins cu 5-2 la general. Deși au pierdut în primul meci, la București și-au revenit și s-au distrat cu suedezii. În semifinale au jucat cu Galata, pe care i-au bătut tot la scor, 5-1 pe ansamblul celor două manșe. De partea cealaltă, AC Milan avea una dintre cele mai bune echipe pe care rosonerii le-au avut în istoria lor, dar parcursul în Cupa Campionilor nu a fost chiar așa grozav. Primul tur a fost mai simplu, apoi au avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de Steaua Roșie Belgrad. De Werder Bremen au trecut la limită doar 1-0 la general și și-au dat drumul la joc exact atunci când a început să conteze cu adevărat. În semifinale au întâlnit Real Madrid, cu care s-au dezlănțuit, 1-1 în deplasare și un tranșant 5-0 pe San Siro. În final au câștigat categoric 4-0 în fața stelei, iar astăzi încercăm să ne răzbunăm măcar în FIFA, dacă altfel nu se poate. Fără alte comentarii, dăm legătura la finala Cupei Campionilor sezonul 1988-89 dintre Steaua București și AC Milan. Finala Cupei Campionilor 1989 s-a jucat pe Camp Nou, dar cum în FIFA nu există, ne vom mulțumi cu Santiago Bernabeu. Cele două echipe își fac apariția pe teren, ne așteaptă o finală mare, un meci super interesant. De la Milan nu lipsesc cei trei magnifici olandezi, Rijkaard, Gullit și Van Basten. Pe lângă ei vor mai fi Ancelotti, Maldini, Costa Curta, Baresi, nume grele în echipa milaneză. De la Steaua nu lipsesc Hagi, Lăcătuș, Pițurcă sau Dan Petrescu din primul 11, așadar putem spera la un meci mare din partea roșialbaștrilor. Atmosfera pe Bernabeu este superbă, fanii așteaptă un meci mare din partea celor două echipe și sper să-l vedem. Prima minge aparține stelei și s-a dat startul în finala Cupei Campionilor 1989. Steliștii atacă de la stânga la dreapta în prima repriză. Recuperează milanezii, o deviere foarte bună a lui Gullit acum pentru Colombo, scăpa pe partea dreaptă. Colombo însă alege să vină spre centru, îl găsește acum pe Ancelotti. Ancelotti foarte bine blocat de Jovan. Și avem șansa unui contraatac, mingea este la Hagi. Hagi la mijlocul terenului greșește prima pasă, însă are noroc și rămâne la minge. Trebuie să scape de Costa Curta, reușește să-i trimită lui Lăcătuș. Lăcătuș în care... Gol! Gol Steaua! Gol din minutul 5, Marius Lăcătuș deschide scorul. O fază de contraatac superbă a steliștilor și Fiara reușește să deschidă scorul pe Bernabeu în finala Ligii Campionilor. Iată faza... Lăcătuș reușește să-l fixeze pe Baresi și cu un șut superb la colțul lung îl bate pe Gali. Din minutul 5 așadar este 1-0 pentru Steaua, un start cum nu se putea mai bine. Marius Lăcătuș marchează din nou într-o finală, o făcea și de la loviturile de departajare în meciul cu Barcelona din 86. Iată ce start superb au steliștii în această finală. Milanezii par surprinși de așezarea stelei în acest start de meci. Nevoiți să paseze tot timpul în spate, s-a întâmplat din nou, acum Baresi îi pasează lui Gullit, Gullit mai departe la Van Basten, imediat strâns acolo de fundași și steliști. O minge recuperată foarte bine de Jovan, ce poate să declanșeze un nou contraatac, mingea este la Pițurcă. Pițurcă aruncă o minge către Lăcătuș, dar Baresi este acolo și îi pasează în siguranță lui Gali. Foarte statici mijlocașii Milanului, care nu găsesc pasa decisivă, iată Van Basten nevoit să coboare destul de mult pentru a-și lua mingi. Acesta îl găsește însă pe Colombo cu o pasă în adâncime, însă inutilizabilă, scapă mingea în afara terenului Colombo, un moment în care noi vedem fanii steliști ce s-au bucurat îndelung la reușita lui Lăcătuș, iată reluarea cu golul marcat până acum de steliști. Steliștii inițiază această construcție cu fundașii, minge care între timp ajunge la Lăcătuș.
Lăcătuși mai departe pentru Rotariu. Rotariu în duel cu Tassotti. Tassotti se interpune între el și minge și recuperează. Însă mingea rămâne în careu. Minge pentru Hagi. Hagi! Ce șansă ratează Steaua! Gali reușește să respingă șutul lui Hagi. Revedem faza. Un șut la colțul scurt cu piciorul stâng al lui Hagi. Însă este doar corner. Hagi, responsabil cu fazele fixe, trimite această minge în careu respinsă de Colombo până la Iovan. Iovan trage în blocaj. Legea avantajului arătată de arbitru, probabil că a fost un hands. Mingea ajunge între timp la Dan Petrescu. Centrarea lui Dan Petrescu pentru Lăcătuș. Minge care cred că a picat pe bară. Iată o minge destul de ciudat trimisă de Lăcătuș cu boltă, ce putea să-l surprindă pe Gali. Aceasta pică pe bară. Șansă mare pentru Steaua. Rijkaard preia această minge la mijlocul terenului, îi pasează lui Gullit, acesta la Van Basten. Van Basten are spațiu să avanseze, Iovan stă destul de departe de el, Van Basten îl găsește pe Gullit! Și din minutul 21, iată, asistăm la golul egalizator marcat de AC Milan. O fază plecată de la Rijkaard, minge care a ajuns la Van Basten și apoi Gullit reușește să finalizeze. Cei trei mari olandezi fac faza golului egalizator pentru AC Milan. Revedem cum Van Basten reușește să găsească această pasă în spatele fundașilor pentru Gullit, iar acesta nu-l iartă pe Silviu Lung, nu l-a iertat nici în realitate când i-a marcat două goluri în finala din 89. Acum reușește să aducă egalarea pentru AC Milan. O finală ce rămâne însă deschisă oricărui rezultat, o finală ce se anunță în continuare interesantă. Că tot a venit vorba de Van Basten și Gullit, aceștia au făcut parte dintr-o scandare a galeriei Rapidului. În 1989, cu câteva zile înainte de finala cu Milan, Steaua câștiga în fața Rapidului cu un usturător 8-2, iar fanii giuleșteni, creativ cum îi știm, au inventat cântecul Van Basten și cu Gullit, o răzbună pe Rapid. Corner pentru AC Milan, se pregătește Donadoni, alege să trimită în careu o minge trimisă de Rijkaard cu capul, însă neconvingător. Reușește, iată, să reia de lângă fundașii steliști, este mai înalt, dar nu o face cum trebuie și scăpăm de o fază periculoasă. Mingea este la Rijkaard, acesta este întâmpinat foarte bine de Tudorel Stoica, ce reușește să recupereze. Pițurcă combină bine cu Lăcătuș. Ce pasă dă Lăcătuș mai departe pentru Pițurcă, acesta intră în careu. O pasă bună în centru, dar Lăcătuș își bate joc de această fază. Un șut slab pe centru porții, iată faza superbă reușită de atacanții steliști, dar finalizarea a lăsat de dorit. Gali reușește să respingă. Steaua recuperează foarte bine această minge, Tudorel Stoica îl găsește pe Pițurcă, Pițurcă pentru Lăcătuș care nu stă pe gânduri, trage foarte bine, dar Gal este din nou la post. Ce încercare frumoasă al lui Lăcătuș, iată, revedem șutul, încearcă să placeze la vinclu, dar Gal stă foarte bine. Rijkaard încearcă să așeze acest atac al italienilor, caută însă un coechipier, îl găsește pe Gullit, mai departe pentru Van Basten. Van Basten pentru Ancelotti! Scăpăm de un moment important, scăpăm de un atac bun al celor de la Milan. Revedem pasa bună trimisă de Van Basten, dar Ancelotti din întoarcere nu are cum să-l bată așa simplu pe Silviu Lung. Moment în care parcă i s-a rupt tricoul lui Ancelotti. Hagi acum îl găsește pe Rotariu, urcat bine, combinație bună a lui Rotariu cu Lăcătuș. Rotariu pregătește centrarea, o face la bara a doua! Minea, ce șansă, bară pentru Steaua, iată ce final de repriză bun pentru roșialbaștri. Șutul lui Minea îl revedem acum, dar se pare că Gali este cel care respinge în corner și se lovește de bară. Recuperează bine defensiva Stelei și este punct final al primei reprize. Pauză pe Bernabeu în finala Ligii Campionilor 1989. 1-1 la pauză, au marcat Lăcătuș pentru Steaua și Gullit pentru AC Milan. Minge ajunge la Gullit, acesta combină cu Donadoni, întoarce până la Rijkaard. Iată un moment de posesie prelungită pentru AC Milan. Gullit acum, Gullit îi pasează lui Van Basten, Van Basten izolat, dar găsește un șut. Un șut ce putea să-l surprindă pe Silviu Lung, însă acesta sta foarte bine la colțul scurt. Revedem șutul și mingea respinsă în corner.
Mina l-are în față pe Maldini, nevoit însă să se întoarcă, găsește pasa la Dan Petrescu, scoate în centru pentru Tudorel Stoica, Lăcătuș vine să ajute și el, Stoica pentru Hagi, Hagi încearcă să intre în careu, găsește acest șut de la distanță, dar Gali stă foarte bine. A coborât foarte bine Lăcătuș să recupereze, îi trimite acum lui Rotariu, o combinație foarte bună cu Hagi. Rotariu, da, reușește să treacă de Costa Curta. Rotariu în careu îi pasează lui Lăcătuș. Lăcătuș din întoarcere, dar Tasotti stă foarte bine. Nu s-a lăsat păcălit, iată, revedem șutul lui Lăcătuș, cât pe ce să asistăm la o fază importantă. Colombo încearcă să treacă de Ungureanu, însă acesta stă foarte bine și recuperează. Hagi acum are șansa unui contraatac. Steaua minge pentru Lăcătuș. Lăcătuș trimite foarte bine pentru Pițurcă. Pițurcă singur cu portarul. Pițurcă, gol! Gol Steaua! 2-1 pentru Steaua în finala cu AC Milan. Ce fază reușesc roșii albaștri! O fază similară cu cea de la primul gol, doar de câteva pase au avut nevoie pentru a ajunge în poziție de finalizare. Revedem cât de bine îi pasează Lăcătuș lui Pițurcă și Neapiții nu-l iartă pe Gali. Un șut sec la colțul lung, este 2-1, asta contează cel mai mult. Steaua conduce, este în avantaj în acest moment în fața Milanului. Momente superbe trăite de steliști, iată, acum sărbătoarea cu fanii, însă parcă nu toți fanii sunt impresionați. Ceva ciudat. Milanul continuă să atace, Van Basten acum reușește să protejeze foarte bine mingea. Van Basten cu o pasă bună pentru golit, ocazie importantă, o dublă șansă pentru Milan de care Steaua reușește să scape. Iovan a fost cel care a respins aproape de linia porții. Iosif Rotariu îi va lăsa locul lui Gabi Balint, o partidă bună făcută de Rotariu, însă este nevoie de sânge proaspăt aici în partea stângă. Rijkaard îl găsește pe Ancelotti, o pasă foarte bună peste Ungureanu, Colombo în care o pasă pentru Van Basten și din minutul 79 este 2-2, ce fază simplă reușește Milanul, Van Basten vine la bara a doua fără marcaj și îndeplinește o simplă formalitate. Cât de simplă a fost această fază a Milanului. Iată cât de bine este găsit Colombo și nu este offside, ce bine stă Van Basten acolo. Bumbescu cred că este cel care îl scoate din offside, însă nu mai contează. Din minutul 79 este 2-2. Iată că cei doi olandezi minune, Van Basten și Gullit, reușesc să marcheze la fel ca în realitate. O nouă schimbare ofensivă făcută de Steaua, Minea îi lasă locul lui Mr. Ilie Dumitrescu. Italienii nu renunță la atac, Van Basten acum cominge pentru Donadoni, acesta reușește să preia, dar foarte bine se repliază Dan Petrescu și reușește să recupereze. O minge acum pentru Ilie Dumitrescu, care îl găsește foarte bine pe Stoica, mai departe la Lăcătuș. Lăcătuș cât de bine îl găsește pe Ilie Dumitrescu. Ilie Dumitrescu intră în careu. Șutul Ilie Dumitrescu, minge ajunge la Lăcătuș. Gol! Gol Steaua! 3-2! Ce final nebun avem în acest moment pe Bernabeu. Milanezii s-au prăbușit în timp ce noi revedem faza lui Mr. Ilie Dumitrescu și reboundul ține cu Steaua în această seară. Lăcătuș face dubla, iată, marchează în poarta goală, dar cât de important este acest gol cu câteva secvențe înainte de final. Steaua trebuie doar să reziste în aceste momente și poate pune mâna pe trofeu. Incredibil! Steaua termină în atac această partidă, out pe care Hagi nu se grăbește să-l execute. O face acum până la Pițurcă, acesta întoarce la Lăcătuș, Lăcătuș pentru Tudorel Stoica, mai departe pentru Ilie Dumitrescu! Șutul său însă nu-l bate pe Gali. Portarul italian încearcă să mai lanseze un atac pentru Milan, dar steliștii stau foarte bine și din clipă în clipă trebuie să se audă fluierul final, moment în care consemnăm victoria Stelei cu 3-2 în fața Milanului. Steaua 89 își ia revanșa în fața Milanului, în realitate știm cu toții ce s-a întâmplat, dar măcar în FIFA ne mai bucurăm de victorii, ne mai bucurăm de trofee pentru echipele românești. Dacă ți-a plăcut acest experiment, dacă ți-a plăcut acest match, nu uita să dai un like, nu uita să te abonezi pentru a nu pierde viitoarele clipuri. Am în plan foarte multe experimente în FIFA cu echipele românești de tradiție, așa că abonați-vă pentru a nu pierde viitoarele clipuri.
Eu sunt Andurache și până data viitoare vreau să auzim numai de bine, vă las cu Steaua și decernarea trofeului.